Un cuplu sănătos nu este un cuplu care nu are conflicte. Părinții sunt convinși că el nu înțelege lucrul ăsta, pentru că sunt lucruri, el e copil, sunt lucruri departe de înțelesul lui, dar doar că el le interiorizează pe ele anume în așa mod. Sunt Adriana Boroș, fondatoarea al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Lumea interioară unui copilăș este foarte bogată. Eu mă gândesc acum la un mozaic, la un puzzle, la care el e extrem, cumva, care cu înaintare, cumva, în vârstă, el trebuie, cumva, să creeze o imagine despre el și ce, cum o spate el să relaționeze cu cei din jurul lui. Un copilăș își creează lumea lui interioară doar pe baza lucrurilor care sunt investite în el. Adică dinamica pe care o vede în familia lui, modul de comunicare între părinți, atitudinile pe care le au unii față de unul, pe care le au unul față de altul, sunt luate ca și realități concrete pe care copilul le internalizează, le învață, le observă. De buretă care absorbe lucrurile astea. Și în momentul în care intră în societate, începe să le replicheze, adică să facă ceea ce a văzut în relațiile cu în relația de cuplu a părinților lui. Acest lucru are și o explicație neurologică, pentru că creierul nostru îi place predictibilitatea, își creează scheme logice, scheme cognitive, pattern-uri și el funcționează în baza experienței. Asta e ca și la condus, da? În momentul în care ne urcăm în mașină prima dată, suntem bulversați de multitudinea de chestii pe care trebuie să le facem. În momentul în care căpătăm experiență și creierul învață ce să facă, se creează acest automatism și noi nu ne mai gândim conștient la acțiunile pe care le facem, dar le facem automat. Noi vedem niște pattern-uri, vedem niște comportamente, creierul extrage niște concluzii, le formează niște scheme cognitive și mai departe noi funcționăm în baza acestor pattern-uri. Iată lucrurile violente care se întâmplă în familie, iată ele nu ar scoate elementul cel necesar pentru ca pe viitor să poată să creeze un puzzle, adică ele lipsesc, nu că ele trebuie căutate, ele lipsesc pentru că violența creează goluri în interiorul copilului, care la viața adultă o să manifeste sub orice formă de simptom, nu neapărat că lucrul ăsta să aibă un impact așa că o să fie și el neapărat violent sau neapărat o să se bată sau neapărat o să aleagă și el un partener. De exemplu, dacă, să spunem, am avut, eu ca și copil, am avut o experiență în care, să spunem, tatăl avea o atitudine dominatoare față de mamă. S-ar putea ca în viața mea de cuplu, asta să se transmită nu prin faptul că îmi voi găsi neapărat un partener care mă va domina emoțional sau mă va supune un anumitor abuzuri, dar s-ar putea ca, indiferent cât de independentă sunt eu financiar sau social sau așa mai departe, să existe această dependență emoțională a mea față de partener. Pot crea orice alt simptom care cumva să acopere cumva acea lacună sau cumva să o prezinte. Mă refer acum la simptom, mă refer acum la o dependență de a nu-ți putea aranja viața în modul în care vrei, cumva, de a călca pe aceleași urme de fiecare dată, de a te pune mereu într-un cerc vicios din care nu poți ieși cumva. Și alegerile pe care le eu voi face să fie în detrimentul nevoilor mele. Pentru că eu am înțeles că trebuie să am anumite comportamente pentru a merita să fiu iubită. Tata, da, tata poate să-și exprime violența față de soția lui, nu neapărat în acte violente. Spre exemplu, să vină beat acasă, să plece în lucru, cu săptămânile, spre exemplu, să nu vină acasă, să treacă foarte mult timp cu prietenii, cumva să-și sisteze cumva viața lui de cuplu, viața sexuală, cumva, este un lucru violent cumva care din partea bărbatului și atât din partea femeii poate fi un lucru violent față de bărbat. Într-un mod rece, pentru că între părinți se întâmplă niște lucruri emoționale, de natură emoțională. Iată lucrurile cele sunt interiorizate de copilaș. Lucrurile astea, golurile astea interioare, cumva, nu simptom are rolul de a pune pe adult în căutarea acelui, la suplinirea acelui, care violența lasă, fără îndoială.
O comunicare empatică, o comunicare asertivă, o comunicare deschisă duce la rezolvarea conflictelor mult mai ușor. Conflictul este natural, este uman, face parte din, inclusiv din fiziologia noastră și avem nevoie de conflict pentru a crește. Sănătatea cuplului este dată de modul în care cuplul reușește să gestioneze acest conflict. Deci nu înseamnă că dacă eu și cu partenerul meu nu mă cert, înseamnă că suntem un cuplu sănătos. Și de fiecare dată când apare o ceartă, de exemplu, în cuplu, noi venim cu toate restul conflictelor care nu au fost rezolvate până atunci și le punem pe masă în momentul respectiv. Dar în momentul în care alegem să gestionăm fiecare conflict în funcție de cum apare, prin comunicare, prin analiză personală, prin a înțelege nevoile fiecare dintre noi și prin negociere, putem să cumva să rezolvăm conflictul și să creștem inclusiv noi în relația de cuplu.